Mulțumim Domnului care ne-a păzit și ne-a păstrat până aici, numele Lui să fie binecuvântat. De altfel, noi trebuie să mulțumim și pentru viitor, pentru că avem încredere în Dumnezeu, slăvit să fie în veci. Să privim în această seară la o altă lecție din perioada post-exilică, observând lumină vinovată sau nefavorabilă, spun lumină în sensul că sunt puse sub observație, dar nu că trăiau în lumină, familii necredincioase și materialiste. Observând oamenii la nivel de familii, ca de altfel și la nivel de indivizi, se împart în oameni credincioși și necredincioși, oameni care pun preț pe cele spirituale sau respectiv oameni care pun preț pe cele materiale. De regulă, necredincioșia se asociază cu materialismul. În vremea aceea, trebuie să ne gândim la familiile evreilor, observându-i pe cei întorși în țară și pe cei rămași în locurile unde au fost deportați și unde între timp unii se realizaseră sau cel puțin se obișnuiseră. O parte din familiile evreilor deportați n-au vrut să se întoarcă în țara promisiunilor divine. Și trebuie să știm că pentru evrei a locui în țara promisă sau nu, nu-i tot una cu a locui românii în România sau într-o altă țară. Mântuirea noastră, promisiunile Domnului pentru noi nu sunt legate de teritoriul acesta. Dar la evrei era altceva. Mai mult trebuie să observăm că și din cei ce s-au întors în țară, n-au fost toți gata să se întoarcă la legea Domnului. Unii erau întorși doar fizic, dar spiritual nu s-au întors în a se diferenția de celelalte familii care trăiau în acel imens imperiu medo-persan. Așa citim în cartea Ezra, capitolul 1, mai întâi despre cei ce s-au întors și prin asta înțelegem că unii nu s-au întors. Ezra 1, versetul 5. Capii de familie din Iuda. Observați că lucrarea s-a petrecut la nivel de familii. Și anume, toți aceia căror duh l-a trezit Dumnezeu s-au sculat să meargă să zidească la Ierusalim casa Domnului. Dar alții n-au avut duhul trezit. Întoarcem la capitolul 9, aceeași carte Ezra. Și observăm că și din cei ce au venit, s-au trezit ulterior, au adormit păstrând imaginea asta și nu și-au schimbat viața. 9 cu 1 și 2. După ce s-a sfârșit lucrul acesta, căpetenile s-au apropiat de mine și au zis, poporul Israel, preoții și leviții nu s-au despărțit de popoarele acestor țări. Și-au făcut urăciunile lor, versetul 2, că și-au luat de neveste din fetele lor pentru ei și pentru fiilor și-au amestecat neamul sfânt cu popoarele țărilor acestora. Și căpetenile și dregătorii au fost cei din tâi care au săvârșit păcatul acesta. Familii necredincioase și materialiste. De ce au fost așa? Preocupările materiale sunt tentante pentru orice om, pentru că pe pământ avem nevoi. Și dacă nu înțelegem prioritățile, suntem ispitiți să rămânem materialiști. Cred că și provocările din jur i-au afectat pe acești evrei. Stările de păcat, căderile în ispită. Și așa cum citim în Neemia, capitolul 13, evreii, măcar că au venit la Ierusalim, cu Duhul nu trăiau la Ierusalim. Asta fie conducător, fie poporul de rând. Neemia 13, citim de la versetul 3, când au auzit legea, au deosebit din Israel pe toți străinii. Înainte de aceasta, preotul Eliashib nu făcuse așa, rezultă din versetele ce urmează. Întoarcem pagina ca să observăm câteva cauze, versetul 15. Pe vremea aceasta am văzut în Iuda niște oameni călcând în teasc în ziua sabatului, aducând snop, încărcând măgar cu vin, struguri și smochine și tot felul de lucruri și aducându-le la Ierusalim în ziua sabatului și i-am mustrat chiar în ziua când își vindeau mărfurile. Mai erau și niște tirini așezați în Ierusalim, observați?
materialismul și influența din afară. Capitolul acesta de la 23 face referire și la căsătoriile străine și copiii rezultați din acele familii, evident că nu se socoteau întru totul evrei. Imaginea de aici cred că este surprinsă de Domnul în pilda prezentată în Luca capitolul 8, pildă care de altfel apare și în celelalte evanghelii sinoptice. Luca 8, citim de la versetul 4, pilda semănătorului. Decretul imperial a fost auzit de evrei. Poate au fost discuții în acele familii, cum aminteam și în alte lecții, mergem, nu mergem. Dar oamenii s-au împărțit, cam ca și în pilda aceasta. Unii n-au primit oferta din start. După cum știți, scrie aici despre cei cu sămânța căzută lângă drum, n-au crezut de la început. Alții au primit mesajul și au crezut cu entuziasm. Știți că atunci când s-au întors la Ierusalim și au început lucrările, plângeau, se bucurau, ca și sămânța căzută pe stâncă. Dar nu le-a ținut mult. Au abandonat construcția templului, au abandonat în timp principiile sfinte. Alții au fost ca cei cu închipuiți sămânța căzută între spini. Au rămas în slujbe ca preotul Eliashib și alții, dar nu s-au pasionat cu adevărat de lucrarea Domnului. Și viața lor a fost înnăbușită de materialism. Au fost însă și atunci, și în pilda descrisă, ceea ce înseamnă tot timpul, oameni care au slujit Domnului și în a căror inimă cuvântul a avut efect. Să ne cercetăm. Noi ce inclinații avem? Ba chiar mai mult, să vorbim cu ceilalți din adunare sau cu alții pe care îi cunoaștem, rudenile noastre. Ca să ajutăm lucrarea Domnului, de fapt, mântuirea noastră. Că Dumnezeu nu are El nevoie de serviciile noastre, tot ce facem, facem spre mântuirea noastră sau oamenilor din jurul nostru. Să observăm câteva exemple, realități de atunci pe care le știm, dar să le punctăm sub acest aspect al necredincioșiei și materialismului. Citim din Ieremia 29 pentru a vedea ceea ce trebuiau să știe evreii. Mă refer la familiile care nu s-au întors în țară și au rămas în cuprinsul Imperiului. Ei au uitat că au fost deportați drept pedeapsă. Dar acel timp a fost de 70 de ani, după care puteau și chiar trebuiau să se întoarcă în țară, să revină și să nu mai rămână în locurile unde au fost duși în robie. Ieremia 29, citim de la versetul 4. Mesaj foarte clar de care acești evrei n-au ținut cont. Așa vorbește Domnul oștirilor Dumnezeului Israel către prinșii de război pe care am dus din Ierusalim la Babilon. Zidiți case și locuiți-le, sădiți grădini și mâncați din roadele lor. Luați-vă nevestele și faceți fii și fiice, însurați-vă fii și măritați-vă fetele, să facă fii și fiice ca să vă mulțiți acolo unde sunteți și să nu vă împuținați. Urmăriți binele cetății în care v-am dus în robie și rugați-vă Domnului pentru ea, pentru că fericirea voastră atârnă de fericirea ei. Dacă ar fi să fi rămas mesajul profetului la aceste cuvinte, ei ar fi putut spune, înseamnă că Dumnezeu ne va binecuvânta în acele locuri și urmașii noștri acolo vor fi pentru viitor. Numai că același mesaj, care în versetele următoare le spunea să nu tragă nădejde să se întoarcă mai repede de 70 de ani, spunea foarte clar, citim de la versetul 10, de îndată ce vor trece 70 de ani ai Babilonului, îmi voi aduce aminte de voi și voi împlini față de voi făgăduința mea cea bună, aducându-vă înapoi în locul acesta. Căci eu știu gândurile pe care le-am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Viitorul lor era legat strict de întoarcerea în țară. Voi mă veți chema și veți pleca, și asta însemna, veți pleca la Ierusalim, veți pleca înapoi în țară. Mă veți ruga și vă voi asculta. Mă veți căuta și mă veți găsi, dacă mă veți căuta cu toată inima. Mă voi lăsa să fiu găsit de voi, zice Domnul, și vă voi aduce înapoi
vă duce înapoi pe prinși de război, vă voi strânge toate neamurile și toate locurile în care v-am izgonit, zice Domnul, și vă voi aduce înapoi în locul de unde v-am dus în robie. Mesajul a fost foarte clar. Dar toate cele familii care n-au vrut să se întoarcă, au sfidat acest mesaj. Promisiunile Domnului și viitorul pe care el rânduise pentru poporul său. Să ne amintim de familia aceea din Sunem, care a fost în mod regulat gazda lui Elisei și a lui Gehazi. Spune Scriptura că măcar că au fost bogați, a venit peste țară o foamete, și citim din cartea 2 Împărați, capitolul 8, că au fost nevoiți și ei să plece din țară. Foametea a fost întotdeauna o pedeapsă pentru evrei. Dar toate aceste plecări, deportări, priveau doar un timp, după care evreilor se dădea drept să revină. 2 Împărați, capitolul 8, citesc versetul 1. Scoală-te și du-te tu și casa ta și locuiește pentru o vreme unde vei putea, căci Domnul va trimite o foamete de 7 ani peste țară și foametea a și început. Femeia s-a sculat și a făcut după cuvântul omului lui Dumnezeu, a plecat ea și casa ei și a locuit 7 ani în țara filistenilor. După 7 ani, femeia s-a întors din țara filistenilor și s-a dus să roage pe împărat pentru casa și ogorul ei, pe care a și primit-le. Iată că cei credincioși știau când și știau principiul că trebuiau să se întoarcă. Deci cei ce nu s-au întors, fie n-au fost credincioși, fie au fost materialiști. Se așezaseră prea bine acolo. Un al doilea exemplu. Dintre cei ce s-au întors, citim în Hagai capitolul 1 și ne putem gândi că întorși în țară trebuiau să-și construiască locuințe, ceea ce era normal, dar trebuiau să știe că întoarcerea în țară nu însemna doar o casă, cum avuseseră probabil și acolo. Însemna ceva mai mult, un plan pe care Dumnezeu l-avea cu poporul său. Hagai capitolul 1, citesc de la versetul 2. Așa vorbește Domnul oștirilor, poporul acesta zice, n-a venit încă vremea pentru zidirea din nou a casei Domnului. Versetul 4, dar pentru voi a venit oare vremea să locuiți în case căptușite cu tavan când casa aceasta este dărâmată? Familii materialiste. Maleahii, capitolul 3. Materialismul se vedea într-un mod izbitor la ei. Citim de la versetul 7. Din vremea părinților voștri, voi v-ați abătut de la poruncile mele și nu le-ați păzit. Întoarceți-vă la mine. Și ei puteau să spună, noi ne-am întors în țară. Da, dar a se întoarce la Domnul însemna nu doar să vină în zona promisă și să se întoarcă la poruncile sfinte. Întoarceți-vă la mine și mă voi îndura și eu de voi, zice Domnul oștirilor, dar voi întrebați în ce trebuie să ne întoarcem. Se cade să înșele un om pe Dumnezeu cum înșelați voi, dar voi întrebați cu ce te-am înșelat? Cu zeciuielile și darurile de mâncare. Nu vroiau să își îndeplinească îndatoririle care le aveau față de Domnul. Și Domnul nu-i binecuvânta. Aici e paradoxul. Oameni materialiști care nu înțelegeau nici măcar faptul că pierd prin acest mod de raportare la legea Domnului, prin neascultare. Și se întâmplă cu toți oamenii. Vom vedea asta când vom discuta în explicații, în concluzii. Un al treilea exemplu. Citim din Neemia capitolul 5. Deci pe lângă materialismul dovedit în lipsa de contribuire la lucrarea Domnului, fie pentru construcție, fie pentru întreținerea lucrătorilor permanenți, preoți și leviți, iată o altă formă de materialism. Exploatarea celor săraci, un obicei păcătos care îl întâlnim și în perioada dinaintea robiei și nu s-au vindecat nepoții de boala bunicilor. Neemia capitolul 5, citim de la versetul 1.
Din partea oamenilor din popor și din partea nevestelor lor s-au ridicat mari plângeri împotriva fraților lor iudei. Unii ziceau, noi, fiii noștri și fetele noastre, suntem mulți, să ni se dea greu ca să mâncăm și să trăim. Și nu era nici măcar alimente de bază, minimum. Alții ziceau, punem zălogogoarele vile și casele noastre ca să avem greu în timpul foametei. Alții ziceau, au împrumutat argint punând zălogogoarele și vile noastre pentru birul împăratului, nu-și puteau plăti taxele. Și totuși carnea noastră este ca și carnea fraților noștri, copiii noștri sunt ca și copiii lor. Și iată, supunem la robie pe fiii noștri și pe fetele noastre și multe din fetele noastre au fost și supuse la robie. Suntem fără putere căci ogoarele și viile noastre sunt ale altora. Deci unii apucaseră la putere economică și subjugau pe alții. Ca să-și plătească taxele, să aibă ce să mănânce, le împrumutau cu dobândă, ceea ce era interzis în cadrul poporului evreu. Auzind acestea, scrie versetul 6, Nemia, m-am supărat foarte tare când le-am auzit plângerile și cuvintele acestea. I-a mustrat și a reușit să îndrepte întrucâtva lucrurile. Pentru ca oamenii să nu fie subjugați de frații lor. Spuneam că această boală era și înainte de a merge în robie și vreau să citim câteva versete din Amos pentru a vedea că vinovăția aceasta le-a fost imputată și au fost amenințați cu pedepse și tot n-au înțeles din experiențele înaintașilor lor. Amos, citim din capitolul 2, versetul 8. Se întind lângă fiecare altar pe haine luate ca zălog și beau în casa Dumnezeilor lor amenda celor osândiți de ei. Deci oameni amendați pe nedrept. Amos capitolul 3, versetul 10. Nu sunt în stare să lucreze cu neprihănire, zice Domnul, ci își grămădesc în palate comori câștigate prin sâlnicie și răpire. Și îi amenințe, versetul 14. În ziua când voi pedepsi pe Israel pentru fărădile lui, voi pedepsi și altarul din Betel, coarnele altarilor vor fi sfărâmate și vor cădea la pământ. Voi surpa casele de iarnă și casele de vară, palatele de fildeș se vor duce și casele cele multe se vor nimici, zice Domnul. De ce voia Domnul să le distrugă? Pentru că erau, așa cum zice și în Habacuc, clădite cu nelegiuire, prin oprimarea fraților lor. Citim și din capitolul 8, aceleași cărți, Amos, versetele 4 la 7. Ascultați lucrul acesta, voi care mâncați pe cel lipsit și prăpădiți pe cei norociți din țară, voi care ziceți când va trece luna nouă să vindem grâul și sabatul ca să mișorăm grânarele, să mișorăm efa, să mărim siclu, să strâmbăm cumpăna ca să înșelăm. Apoi vom cumpăra pe cei nevoiași pe argint și pe sărac pe o pereche de încălțăminte și vom vinde codin în loc de grâu. Domnul a jurat pe slava lui Iacov, niciodată nu voi uita niciuna din faptele lor. Hai să citim și versetul următor. Nu se va cutremura țara din pricina acestor mișelii și nu se vor jăli toți locuitorii ei. Nu se va înfla toată țara ca râul și ridicându-se, pogorându-se iarăși ca râul Egiptului? Da, pentru că Dumnezeu nu putea să suporte acestea. Și iarăși s-au întors la aceste stări vinovate. Să observăm și într-un al patrulea și ultim exemplu, familiile mixte. Bărbați sau femei evreice, greșeală frecventă la evrei căsătoriți cu oameni din alte popoare. Citim din Nemia, capitolul 6, de la versetul 17. În vremea aceea erau unii fruntași din Iudeia care trimiteau deseori scrisori lui Tobia și primeau și ei scrisori de la el. Căci mulți din Iuda erau legați cu el prin jurământ, pentru că era ginerile lui Șecania, fiul lui Arah, și fiul său Iohanan luase pe fata lui Meșulam, fiul lui Berechia. Vorbeau bine de el chiar în fața mea
și spuneau cuvintele mele, Tobia trimitea scrisori ca să mă înfricoșeze. Câtă necredincioșie! De ce oare s-au căsătorit? Probabil și din motive materialiste. Pentru că am citit la început din capitolul 9 că preotul Eliashib i-a făcut anumite servicii lui Tobia. Așa cum am citit din capitolul 13, deci, făceau comerț și toate acestea i-au dus la aceste relații vinovate. Citim și din capitolul 13, de la versetul 28. Unul din fiii lui Ioada, fiul marelui preot Eliashib, reaginului Sambalat Horonitul, l-am izgonit de la mine. Și rostește nemea niște cuvinte grele aici. Adu-ți aminte de ei, Dumnezeule, căci au spurcat preoția și legământul încheiat de preoți și leviți. Familii necredincioase. Condamnare care apare și prin cuvintele lui Maleahi, citim din capitolul 2. Deci, cu alte cuvinte, evreii aceștia se comportau ca și celelalte neamuri. Principiile lor nu difereau. Maleahi capitolul 2, versetul 11. Iuda s-a arătat necredincios și în Iuda și la Ierusalim s-a săvârșit o urăciune, fiindcă Iuda a spurcat ce este închinat Domnului, ce iubește Domnul, s-a unit cu fica unui Dumnezeu străin. Și în aceste condiții se făceau vinovați de materialism și necredincioșie nu doar evreii care n-au primit mesajul să se întoarcă în țară și au rămas împrăștiați prin imperiu. Știți că erau mulți. Așa cum rezultă din cartea Estera. Când Haman a inițiat acel pogrom, avea mulți evrei în vizor. Dumnezeu a intervenit pentru ei. A fost o salvare, că bunătatea lui Dumnezeu a fost mare. Dar iată, din exemplele ce le-am dat, fie evrei ce refuzau să contribuie cu bunurile lor materiale la templu, fie cei ce exploatau pe săraci, fie cei ce datorită încuscririlor se făceau vinovați și de una și de alta. Haideți să observăm acum câteva explicații. De ce? Pentru a nu repeta greșelile lor. Un prim adevăr, voi nota trei. Preocupările prioritar materialiste întotdeauna afectează relația cu Domnul. Pentru că un om materialist nu va participa la activitățile sfinte. Va lipsi de la biserică, nu va avea timp să se roage, să citească, își va frământa mintea cu aceste preocupări. Și așa cum spunea Domnul Hristos, nimeni nu poate sluji lui Dumnezeu și lui Mamona, ceea ce înseamnă materialism. Ori una, ori alta. Când omul se dedică celor materiale iubindu-le, nu știe că în timp, chiar și din punct de vedere material, va păgubi. Dar nu în prima fază. În prima fază Dumnezeu îl poate lăsa pe un om să câștige. Prima fază pierde spirituală. Și unii sub acest aspect se înșală crezând că sunt binecuvântați. Rețineți. Mai târziu Dumnezeu se atinge de averea lor. Pentru că Dumnezeu este îndelung răbdător, acesta este modul lui de a lucra cu oamenii. Dar să citim câteva versete care evidențiază acest principiu. Hagai, capitolul 1, de la versetul 5. Așa vorbește Domnul oștirilor, uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Semănați mult, strângeți puțin. Mâncați și tot nu vă săturați. Versetul 7, rea ideea, uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Suiți-vă pe munte, aduceți lemne și zidiți casa, eu mă voi bucura de locul acesta și voi fi proslăvit, zice Domnul.
Vă așteptați la mult, iată că ați avut puțin, l-ați adus acasă, dar eu l-am suflat. Pentru ce? Zice Domnul oștilor, din pricina casei mele care stă dărâmată pe când fiecare din voi aleargă pentru casa lui. Întoarcem pagina, capitolul 2, de la versetul 15. Uitați-vă, dar cu băgare de seamă la cele ce s-au întâmplat până în ziua de azi, până să se fi pus piatră pe piatră la templul Domnului. Versetul 17. V-am lovit cu rugină în grâu și tăciune și cu grindină. Am lovit tot lucrul mâinilor voastre și cu toate acestea tot nu v-ați întors la mine, zice Domnul. Deci când omul cade pe panta materialismului, își pierde viziunea spirituală. Nu înțelege dacă Dumnezeu încă mai lasă binecuvântare, că Dumnezeu o lasă. Nu înțelege nici dacă Dumnezeu îi ia din binecuvântare. Pentru că materialismul afectează viața spirituală a oamenilor. Îi duce în orbire. De aceea spunea Domnul Hristos, acel verset de aur am putea spune. Matei 6,33, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Acolo Domnul a spus foarte clar, începând de la versetul 19, nu vă strângeți comori pe pământ, strângeți-vă comori în cer. Ce înseamnă asta? Să fii pasionat, să ai ca prioritate lucrurile sfinte. Și Dumnezeu te ajută și material. Dacă nu înțelegi asta, pierzi întâi material, pierzi întâi spiritual și apoi și material. În încheierea acestei idei să citim și din Proverbe 3, pentru că acest adevăr este prezentat în diverse imagini, dar ideea este aceeași în toată Scriptura. Proverbe 3, citim de la versetul 5. Încrede în Domnul în toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale, asta înseamnă toate problemele pământești. Și El îți va netezi cărările. Nu te socoti singur înțelept, teme de Domnul și abate de la rău. Aceasta va aduce sănătate trupului tău și răcurile oaselor tale. Cinstește pe Domnul cu averile tale și cu cele din roade în tot venitul tău, căci atunci grânarele îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de must. Pentru evrei, acest principiu trebuia să fie foarte clar. Dumnezeu n-a făgăduit neapărat aceasta pentru toate neamurile. Pentru toate neamurile ne-a făgăduit purtarea de grijă. Dar la evrei, a fi sau nu fi bogat, a avea sau nu avea, era ceva strict legat de relația lor cu Domnul, de ascultarea față de legea care El le-a dat-o. Și iar n-au înțeles evreii că cei ce s-au dus în robie, măcar că au fost preocupați de cele materiale, în final au pierdut, și întorși din robie, aceeași pasiune, același rezultat. Un al doilea principiu, o altă explicație, de ce oamenii sunt înclinați spre materialism și cu ce se aleg, dacă asta le este dorința și acolo le este înclinată inima. Nerespectarea cerințelor sfinte în plan material, și aici mă refer strict la contribuțiile poruncite de lege pentru întreținerea slujitorilor de la templu și a săracilor, ca zeciuiala, primele roade, ultimele roade, zilele și anii de repaus pentru pământ și muncitori, darurile de bunăvoie, toate acestea sunt dovada lipsei de spiritualitate de care vorbeam, dar ce e mai grav, sunt o lipsă de respect pentru Creator și de nerecunoaștere a faptului că toate binecuvântările vin de la El. Deci când omul nu contribuie cu partea lui material la lucrarea Domnului și când nu are în vedere pe săraci, se face vinovat de un mare păcat înaintea Domnului. Pentru că tot ceea ce avem e de la Dumnezeu. Și Dumnezeu întotdeauna a dat la unul mai mult, la altul mai puțin. Și dacă nu avem în vedere lucrarea Domnului și pe cei ce nu au, spune Scriptura, cine împrumută pe sărac, cinstește pe zitorul său, cine îl ajută, înțelege asta din respect pentru Domnul. Cine nu înțelege, se face vinovat întâi nu față de cei de la templu sau față de săraci, ci față de Dumnezeu, care a poruncit toate aceste lucruri și a rânduit acest sistem, mă refer la
dimensiunea materială a existenței noastre. Să citim din cartea Nemea mai întâi și apoi din alte referințe scripturale din acea perioadă și nu numai, Nemea 13 de la versetul 11, aici sunt niște cuvinte grele care dovedesc importanța acestei idei pe care am enunțat-o. Nemea 13 de la versetul 11. Am mustrat pe dregători și am zis, pentru ce a fost părăsită casa lui Dumnezeu? Deci casa nu era a lui Eliashib sau a lui Ezra, era casa lui Dumnezeu. Am strâns pe leviți și pe cântărești și am pus iarăși în slujba lor. Atunci tot Iuda și-a dus în cămări zeciuiala din grâu, din mus și din undelem. Am dat cămările în grijă a preotului și la Mia, cărturarul Sadoc și lui Pedaia, unul din leviți, și le-am adaus și pe Hanan, fiul lui Zacur, fiul lui Matania, căci le mergea numele că sunt credincioși. Ei au fost însărcinați să facă împărțirile cuvenite fraților lor. Adu-ți aminte de mine, Dumnezeule, pentru aceste lucruri și nu uita faptele mele evlavioase făcute pentru casa Dumnezeului meu și pentru lucrurile care trebuiesc păzite în ea. Și întoarcem la capitolul 5, să vedeți ce sentință pronunță Nemia pentru cei ce nu sunt corecți în cele materiale față de Domnul și față de săraci. Nemia 5:13. Și mi-am scuturat mantaua, zicând, așa să scuture Dumnezeu afară din casa lui și de averile lui, deci întâi pierderea spirituală și apoi urmează cea materială, pe orice om care nu-și va ținea cuvântul și așa să fie scuturat omul acela și lăsat cu mâinile goale. Toată adunarea a zis, amin, și lăudau pe Domnul și poporul s-a ținut de cuvânt. Cuvinte grele pentru că sunt chestiuni importante. Maleahii capitolul 3, referitor la acest aspect, versetele 9 și 10. Nemia e blestemat. Și poate am spune, a fost prea dur. Dar ascultați cum suna prorocia. Sunteți blestemați. Adică oricum din oficiu se aplică aceasta. Câte vreme căutați să mă înșelați tot poporul în întregime. Aduceți însă în casa visteriei toate zeciuielile ca să fie hrană în casa mea, puneți-mă astfel la încercare ce domnul oștilor și veți vedea dacă nu voi deschide zăgazul celor și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Deci, ați aduce contribuțiile în numele Domnului înseamnă binecuvântare. A nu le da înseamnă blestem. Citim și din Deuteronom, capitolul 12, pentru a vedea că legea era foarte clară în această privință. Acum, în cazul nostru, ca să actualizăm situația, nu avem strict toate aceste forme de donații, dar a participa la lucrarea Domnului și la cei nevoiași, pentru că acestea sunt cele două dimensiuni cu care Domnul se identifică. Dai pentru lucrarea Domnului, îi dai Domnului. Dai pentru un sărac, care este cu adevărat sărac, îi scoatem din listă pe cerșetorii șmecheri. Spus Domnul că în ziua aceea el va zice, mie mi l-ai dat. De aceea, a da sau nu da, are de-a face cu relația ta cu Domnul, nu cu oamenii în primul rând. Numărul 12, citim, Deuteronom 12, citim de la versetul 10. Dar veți trece Iordanul și veți locui în țara pe care vă dau în stăpânire. Versetul 11, atunci va fi un loc pe care îl va alege Domnul ca să facă să locuiască numele Lui acolo. Acolo să aduceți tot ce vă poruncesc ardele voastre de tot, jertfele, zeciuiele, cele întâi roade, darurile alese pe care le veți face Domnului pentru împlinirea jurinților voastre. Acolo să vă bucurați înaintea Domnului Dumnezeului vostru, voi, fiii voștri și fiicele voastre, robii și roabele voastre și levitul care va fi în locurile voastre, căci el n-are nici parte de moșie, nici moștenire cu voi. Și mă accentuez versetul 19. Cât vei trăi în țara ta, vezi, să nu cumva să părăsești pe levit. Și după robie i-au părăsit și au fost nevoiți leviții să meargă fiecare să-și găsească bucată de pământ și să-și întrețină familie. Deși în lege scria foarte clar
În Noul Testament, vă spuneam, nu sunt strict aceleași cote, sau cum ați vrea să le numiți, că unor așa li se par, dar scrie în Galateni 6:6, cine primește învățătură în cuvânt, să facă parte în toate bunurile lui și celul ce îl învață. 1 Corinteni, capitolul 9, versete foarte evidente. 1 Corinteni 9, versetul 14. Tot așa, Domnul a rânduit ca cei ce propovăduiesc Evanghelia să trăiască din Evanghelie. Și mă adaug doar pentru săraci, Galateni 2, versetul 10. Ne-au spus numai să ne aducem aminte cei săraci. Cu alte cuvinte, asta n-are voie să lipsească. Și Pavel afirmă, și chiar așa am și căutat să fac. Să ne ajute Domnul să fim corecți față de El. Noi avem libertate de a da acolo unde credem, problema este să dăm. Doar ținând acest studiu, nu vizăm niciun anume domeniu, n-am în vedere nici vreo anume colectă. De altfel, adunarea noastră este, cum bine știți, dăruitoare, că nu avem mari bogați, dar la nevoie au contribuit. Dar afirmăm principiul. Asta, pentru a îl ști, să ne fie foarte clar atunci când discutăm cu alții și în a nu ne face vinovați înaintea Domnului. Un al treilea adevăr în explicarea acestor stări, familii necredincioase și materialiste se destramă. Un fapt foarte evident în zilele noastre. Când necredința, apostazia și materialismul, își spun cuvântul, de ce bărbatul și femeia sunt la servici, copiii de mici sunt și ei orientați, fiecare spre un spirit egoist, fiecare de a avea, dar rezultatele care sunt la nivel de familie? Corupția generalizată, pentru că materialismul întotdeauna presupune și lăcomie, la nivelul familiilor distruge acele case vinovate. Și profeții din vremea aceea au afirmat foarte clar aceasta. Oare cât au înțeles? Citim Zaharia, capitolul 5. Știți, Zaharia a fost profet în acea vreme. De la versetul 1. Am ridicat din nou ochii și m-am uitat și iată că era un sul de carte care zbura. El m-a întrebat, ce vezi? Eu am răspuns, văd un sul de carte zburând. Are o lungime 20 de coți și o lățime de 10 coți. Și el mi-a zis, acesta este blestemul care este peste toată țara. Căci după cum este scris pe el, orice hoț, oricine jură strâmb, va fi nimicit cu desăvârșire de aici. Îl trimit, zice domnul oștirul, ca să intre în casa hoțului, acelui ce jură strâmb în numele meu, ca să rămână în casa aceea și să o mistuie împreună cu lemnele și pietrele ei. Și în continuarea vedeniei, adică în relație cu aceasta, scrie de la versetul 6 că i s-a arătat o efă, ceea ce avea de-a face cu problemele materiale, și Domnul vrea să o îndepărteze, să se ducă în Babilon. Adică în lume e spațiu pentru lăcomie și nedreptate, nu în poporul Domnului. Citim și din Maleahii, capitolul 4, pentru a vedea care era starea generală a familiilor în vremea aceea. Ne referim la perioada de după robie, perioada care a durat, știți, apoi înspre timpul Noului Testament. El va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinți, ca nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu blestem. Deci provăduirea lui Ioan Botezătorul de mai târziu a avut menirea să refacă viața de familie
Pentru că materialismul și necredincioșia distrugea familiile. Și dacă Dumnezeu n-ar fi intervenit prin oamenii săi, s-ar fi distrus în ultimă instanță națiunea. Așadar, să nu uităm, preocupările prioritar materiale afectează relația cu Domnul, fiind o lipsă de respect pentru Dumnezeu, și în final duc la pierderi materiale și la distrugerea familiilor. Asta scrie în toată Biblia, cel lacom de câștig, zice cartea Proverbelor, tulbură casa. Aș vrea să vă aduc în față un exemplu pe care l-am auzit de la frații din Ucraina, despre o familie de credincioși care a fost deportată undeva în stepele Kazahstanului. Fratele a fost dus în lagăr și au fost lăsați în câmp deschis. Mi-a povestit și fratele Cornel Nistor că mergând, traversând Siberia până în extremul Orient, au văzut de-a lungul șosele și se observă și de-a lungul căilor ferate anumite sătucuri izolate în acea pustie întinsă. Știți de unde au provenit? Din oameni care au fost lăsați, da, jos din tren în câmpul liber, fie orice anotimp ar fi fost și au rămas acolo, dacă au supraviețuit bine, dacă nu au murit. Și în familia asta a rămas mama cu copiii, soțul, tatăl, în lagăr. Și și-au făcut pentru prima dată o groapă în pământ. Dumnezeu i-a ajutat să supraviețuiască. După ce băiețelul mai mare a împlinit, pare mi se, vreo 12 ani, au muncit și au mai făcut ei o colibă mai bună, s-a dus să-și caute tatăl în lagăr. A făcut vreo 2 săptămâni pe drum, 3, cu mic pachetel. A mai fost nevoie să mănânce și el, oamenii pe drum de milă i-au mai dat. Și a ajuns până la urmă la poarta lagărului. Acolo totuși un ofițer binevoitor l-a lăsat și deși nu avea voie la tapachețel, numai jumătate, vă dați seama cât a putut să ducă un băiețel și numai jumătate avea dreptul să-i dea. Și l-a lăsat pentru a doua zi și într-o a doua intervenție i-a dat și restul. Și povestea acel copilaș mai târziu că ar fi vrut să mai stea de vorbă cu tata, nu a avut voie decât o dată. Și i-a spus cel de la poartă, uite, suite acolo într-un copac, că trec pe aici deținuți cei din lagăr și poate îl vezi pe tatăl tău, să-l vezi și să-i faci cu mână. Și a plecat copilașul înapoi alte 2-3 săptămâni pe drum. Când a avut 14 ani și au reușit să mai muncească, a cerut o pereche de boi de la colhoz, colectivurile lor, s-a dus undeva departe, s-a ducă niște bârne, câteva, ce bârne erau, cât de cât lemne, că acolo în pustie nu era nimic. Și și-au făcut o căsuță cu 2 camere. Dar știți ce a fost important? Într-o cameră au făcut adunare și în cealaltă locuia mama cu copiii. Și acel băiat mai mare a ajuns lucrător acolo, pentru că tata nu s-a mai întors din lagăr. Și Dumnezeu i-a ajutat. Când te gândești că oameni care au trăit în condiții și noi de-abia ni le închipuim, au știut să nu uite de lucrarea Domnului și alții, mai bogați sau mai săraci, au uitat de chemarea ce avem noi oamenii. Viitorul dovedește. Chiar aici. Iar în final împărăția lui Dumnezeu cu atât mai mult. Încheiem lecția aceasta afirmând încă o dată că întotdeauna lucrurile materiale sunt strict legate de cele spirituale. Iar în perioada post-exilică aceasta s-a văzut cu ocazia rezidirii templului, rezidirii Ierusalimului, dar și a cerinților legii în plan material în întreținerea slujbelor sfinte. Acum, harul Domnului, adunare avem aici, dar putem contribui în altă parte, la construcția unor locașuri de închinare. Dar oricum, slujba sfântă are totdeauna nevoie de întreținere. Evanghelizări în altă parte sau frați care vin aici, alții care sunt duși în alte părți, săraci, toate acestea care merg sau trebuie să meargă în numele Domnului. Fericit de cine înțelege aceasta.
Să citim în Hagai capitolul 2 și să ne reamintim de acele cuvinte care obișnuia Hagai să le pronunțe în rugăciune. Uitați-vă cu băgare de seamă. Câteva cuvinte, uitați-vă cu băgare de seamă, aveau în vedere trecutul. Și acum le spunea tot, uitați-vă cu băgare de seamă la ce s-a întâmplat când v-a schimbat atitudinea în lucrurile materiale. 2 cu 18 și 19. Uitați-vă cu băgare de seamă la cele ce s-au petrecut până în ziua de azi. Până la 24-a zi a lunii a 9-a, din ziua când a fost întemeiat templul Domnului, uitați-vă cu băgare de seamă la ele. Mai era sămânță în grânare, nici via, nici smochinul, nici rodiu și nici măslinul n-au adus nimic. Dar din ziua aceasta îmi voi da binecuvântare. Adică Dumnezeu vrea să le spună, uitați-vă atât de atenți încât să vedeți chiar ziua din care lucrurile s-au schimbat. Ca să observăm acest mers al lucrurilor. Și adăugăm cuvintele scrise în Evanghelia după Luca, capitolul 16, de la versetul 11, pentru a vedea relația dintre lucrurile materiale și cele spirituale. 6 cu 11 la 15. Deci dacă n-ați fost credincioși în bogățiile nedrepte, cine va încredința adevăratele bogății? Și dacă n-ați fost credincioși în lucrurile altuia, cine va da ce este al vostru? Nici o slugă nu poate sluji la doi stăpâni, că sau va rupe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține numai la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Fariseii care erau iubitori de bani, ascultau și toate lucrurile acestea și își băteau joc de el. Iisus le-a zis, voi căuta să vă arătați neprihăniți înaintea oamenilor, dar sunteți materialiști, cu alte cuvinte, cum le spune de atâtea ori. Dar Dumnezeu vă cunoaște inimile și inimile sunt legate de comoară. Și dacă vreți doar aici, în plan material, să fiți bine, ați greșit, pentru că ce este înălțat între oameni este o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Și încă un aspect care este important de reținut când ne gândim la familii. Familiile ce nu se pun în slujba Domnului se auto-exclud din viitorul poporului Dumnezeu. N-au viitor pentru copiilor. Familiile care slujesc Domnului, care se dăruiesc, care au în vedere săracii, nevoile, își binecuvintează urmașii prin slujba care o fac. Și asta nu-i tot una. A sluji Domnului înseamnă a te gândi nu doar la spiritualitatea ta și la răsplata ta, înseamnă a te gândi la urmașii tăi. Pentru că Dumnezeu ne cere să ne ocupăm de ei și cum ne-am putea ocupa de copiii noștri dacă nu implicându-ne noi? Cum să ne ocupăm de copiii noștri dacă nu venim noi la adunare? Cum să învățăm pe copiii noștri să fie buni, miloși, dacă nu implicându-i în rezolvarea acestor nevoi? Să citim din cartea lui Ieremia, capitolul 44, de la versetul 7, pentru a vedea cum Ieremia i-a avertizat, procedând greșit, vă bate joc de generația care urmează. Acum așa vorbește Domnul Dumnezeu, oștirilor Dumnezeului Israel, pentru ce vă faceți voi singur un rău atât de mare, ca să nimicească din mijlocul lui Iuda bărbații, femeile, copiii și pruncii și să nu mai rămână nicio rămășiță din voi? Pentru ce mă mâniați voi prin lucrările mâinilor voastre aducând tămâi altor dumnezei a țării Egiptului, unde ați venit să locuiți pentru o vreme? Ca să fiți nimiciți și să ajungeți o pricină de blestem și de ocară printre toate neamurile pământului? Ați uitat nelegiurile părinților voștri, nelegiurile păraților lui Iuda, nelegiurile nevestelor lor, nelegiurile voastre și nelegiurile nevestelor voastre săvârșite în țara lui Iuda și pe uliții Ierusalimului? Nu prea voiau să înțeleagă. Și încheiem cu un alt verset din Ieremia 17, că în repetate rânduri Domnul le-a vorbit, cum zicea profetul de dimineață, 17 cu versetul 2. Cum se gândesc la copiii lor și ar fi dorit binele copiilor. Așa se gândesc la altarele lor și la idole și astarte lor lângă copacii verzi pe dealuri înalte.
Eu dau la pradă muntele meu și ogoarele lor, avuțiile lor, toate vistiriile și înălțimile tale din pricina păcatelor tale pe tot ținutul tău. Din vina ta vei pierde moștenirea pe care ți-o dădusem. Te voi face să slujești vrăjmașului tău într-o țară pe care nu o cunoști, căci ai aprins focul mâniei mele care va arde totdeauna. Așadar, slujind Domnului, dăruind, implicându-ne cu familiile, fiind credincioși, nu pierdem nimic, dimpotrivă. Dumnezeu ne binecuvântează spiritual și ne are în vedere și material. Și cei de asemenea, important de reținut, ne binecuvintează urmași. Dumnezeu să-și rostească un cuvânt de binecuvântare pentru noi. Numai noi să înțelegem și să ascultăm. Amin.